fuck, swipe the fuck, and all that junk. Back the fuck, freak the fuck, hype the fuck, swipe the fuck, and all that junk. Back the fuck, freak the fuck, hype the fuck. Bună ziua! Ne așteaptă un joc echilibrat, cu o echipă frumoasă, o echipă echilibrată. Probabil că jocul va semăna foarte mult cu cel de acum 3 zile. Un joc care, din punctul meu de vedere, a avut două reprize distincte. Ne așteptăm la un joc de luptă. Echipa care va greși mai puțin, probabil că va învinge. Sperăm aceea să fim noi, deoarece accederea în semifinale este unul din obiectivele noastre de performanță și mai departe obiectivul fiind jucarea finalei și câștigarea acesteia pentru a ajunge în Europa League. Deci, într-adevăr, domnul Marius a menționat că întâlnim o echipă foarte bine organizată în teren. Deși suntem în pregătiri, am analizat foarte bine echipa și încă o analizăm. Deci încercăm să facem câte ceva modificări. Deci încercăm să punem toate punctele pe ei. Avem și noi un lot foarte valoros și cred și sunt convins că vom face tot posibilul să ne calificăm în semifinal. Nu am așteptat de să ne mutăm de să fim de un campionat de cupe, neizbежно ce am tăpăi cu din sârșeu, că este o masă de zilele, nu am trecut de zăpastă tehnicistă, postraieni, ili edicator de zăpastă, că este futbolist, că nu este cupe, 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 nu Pentru noi a fost foarte important și jocul de la Zarea. Ne pare rău că nu am câștigat, ne-am dorit foarte tare acest lucru. Băieții au răspuns foarte bine după ce am fost conduși pe tabelă. Desigur că jocul de mâine este și mai important, pentru că campionatul este alalom, cu mai multe etape, iar pentru mâine ne trebuie neapărat victoria. Avem un lot extrem de echilibrat și de valoros. Chiar eram avut o discuție cu jucătorii și le-am spus că nu trebuie să existe niciun fel de supărare pentru că nu au prins lotul sau nu au prins primul 11. Rândul le va veni tuturor. Cu siguranță mâine vor fi câteva modificări. Cu siguranță avem și surprize pe care le pregătim pentru adversarii noștri, dar surprize pe care nu pot să vi le divulg. Le veți vedea mâine seara. Эмоции захлестнут всех участников, и, может быть, начнется какой-то неуправляемый процесс. Я не имею в виду нарушение правил, а вот именно выдерживание определенной стратегической, тактической линии с вашей стороны. Может ли тренерский штаб гарантировать, что на протяжении всех 90 минут он будет очень четко держать под контролем свою команду, учитывая ее молодость? Спасибо. Да, într-adevăr, deci sunt două echipe tinere, după cum ați menționat. Evident, deci încercăm să menținem și pe plan mental, deci încercăm să ne răspundă la jucătorii, toți jucătorii să răspundă la strategia pe care o punem în prim plan. Deci nu cred să fie ceva probleme pe plan strategic sau să mențină strategia propusă de noi statul tehnic. Господин Конецко, прокомментируйте, пожалуйста, то, что произошло в Бельце по окончании последнего матча чемпионата. Неизбежно, просто невозможно не задать этот вопрос. Не настораживает ли спортивное и другое руководство клуба то обстоятельство, что две стороны конфликта неизменно одна из них является Зимбург. Минсами – Зимбург, Шериф – Зимбург, Дачия – Зимбург, Заря – Зимбург. Как можно избежать в будущем? Кадры все видели шокирующие в Бельце, как атаковали автобус, нет вопроса в вине бельских болельщиков. Но вторая сторона, чувствуете ли, что она полностью невинна? И как сделать так, чтобы ваш клуб имеющий действительно мощную, может быть, даже самую мощную поддержку в национальном чемпионате, самых дружных болельщиков все-таки вот очистился от негативных факторов, скажем так. Спасибо. Da, s-au întâmplat lucruri reprobabile după jocul care a avut loc la Bălți. Din păcate, din punctul meu de vedere, nu pot să concep asemenea gesturi ale unor, așa zis, suporteri. Sunt convins că galeria lui Zarea nu este reprezentată de acei câțiva indivizi care au atacat acel autocar. Autocarul
suporterilor noștri. Din păcate, n-am înțeles, deoarece jocul a fost foarte sportiv, chiar și brigada de arbitri au lăudat jocul după, la finalul disputării. N-am înțeles din ce cauză s-a întâmplat acest incident. Poziția în clubul nostru este foarte clară vis-a-vis de aceste gesturi și de acest tip de suporteri. Noi am dat ieri chiar un comunicat prin care noi ne rezervăm dreptul de a interzice accesul suporterilor de la Zarea pe stadionul nostru în urma celor întâmplate. Din păcate, spun și mă repet, că nu cred că acei câțiva indivizi reprezintă galeria lui Zarea, pentru că eu am văzut galeria lui Zarea și anul trecut în finală. Mie mi-a plăcut foarte tare, un grup foarte sportiv, niște băieți care și-au susținut extrem de sportiv echipa. Din păcate s-a întâmplat acest lucru și este un fapt foarte grav și reprobabil pe care clubul nostru nu acceptă așa ceva. Noi încercăm să educăm, începând de la cei mai mici din școală până la suporteri, să fim sportivi, să vedem totul la un alt nivel decât ceea ce s-a întâmplat după jocul de la Bălți. Sper ca cei din conducerea Zarea și suporterii de la adevărația acestui club să nu ia această inițiativă a clubului nostru ca un afront, pentru că noi ne-am gândit că e posibil să reacționeze și fanii noștri și o posibilă întâlnire între cele două galerii acum, când totul este încă cald, să nu degenereze. Pentru un moment aceasta este decizia și trebuie respectată. Noi ne dorim colaborare mai departe între galerii, între cluburi, să lucrăm la un nivel foarte transparent și nu avem absolut nimic împotriva clubului Zarea. Deci colaborarea noastră pe plan sportiv trebuie să continue fără niciun fel de probleme. Este o chestiune de moment, nu este o chestiune de valoare sau de talent a jucătorilor noștri. Lucrăm la fel, cantitatea de antrenamente defensive este egală cu cea de antrenamente ofensive. Lucrăm foarte mult și pe partea ofensivă, lucrăm pe partea de combinații laterale-centrale, pe sincronizare la finalizare, pe execuții tehnice. Este o chestiune de moment, dar sunt absolut convins că ne vom descătușa. Este pur și simplu un ghinion. Nu putem să spunem că, de exemplu, jocul de la Bălți, că s-a întâmplat la fel. Am marcat gol valabil, am marcat și gol care a fost anulat, care s-a dovedit că a fost valabil. Deci noi dăm goluri și vom da goluri, cu siguranță, pentru că practicăm și vom practica un joc foarte ofensiv. Aducem mulți jucători în fața porții. După cum ați văzut la Zarea sau toate meciurile de până acum, noi am avut ocazii. Sper să spargem gheața și să dăm și mai multe goluri. Asta nu este o chestiune care ține de matematică, nu este o chestiune care o poți planifica. Noi ne dorim, dar și suntem convinși că va veni și acel moment în care vom marca mai multe goluri într-un meci. Poate chiar începând de mâine seara. Nu am ce să judec arbitrii, deci arbitrii își fac treaba lor, noi ne facem treaba noastră, dar din păcate ați văzut și meciul cu, ați spus corect, deci în primele trei etape, ați văzut meciul cu și cu Sfântul Gheorghe, dar în ultimele minute am scăpat gol din penalti. Ați văzut și gol valabil la meciul cu Zarea, da? Deci nu pot să comentez, nu e în competența mea să judec arbitrii. Deci noi ne facem treaba noastră, staful tehnic, deci este concentrat tot ceea ce ține tehnic de echipă, nimic altceva. Nu vreau să comentez. Aceeași poziție ca și colegul meu, noi suntem exact cum am spus și mă repet, pe parte tehnică, pe noi ne interesează să lucrăm tot ceea ce ține tehnic cu lotul, cu jucătorii, să le creăm mentalitate și să îi face să devină mai buni. Iar pe partea aceasta, desigur că ne doare, pentru că dacă stăm să adunăm, deja sunt puncte care noi nu le avem, pe care ar fi trebuit să le avem în clasament, dar nu avem ce să facem. Greșeala este omenească, eu sunt absolut convins că din greșeală, din neatenție s-a produs acea semnalizare
fault în atac, care s-a dovedit foarte clar pe imagini, imagine deja circulă în spațiul media, că nu a fost nici de cum fault, dar noi nu comentăm, este un răspuns doar la ceea ce a spus dumneavoastră, nu analizăm, nu atacăm, este de o decizie care probabil a fost scăpată, o greșeală omenească care noi așa vrem să gândim, că a fost pur și simplu o greșeală omenească.